Candidații au avut de rezolvat la matematică subiecte considerate a fi de o dificultate medie, ei trebuind să dea de cap unor funcții derivate, sisteme liniare și grupuri, ecuații exponențiale, matrici și polinome. Odată ieșiți din examen, elevii erau pesimiști în ceea ce privește rezultatele. Mulți dintre ei s-ar mulțumi să primească măcar nota de trecere. În general, a fost reclamat gradul de dificultate al celui de al treilea subiect. A fost un pic cam greu, dar am făcut. Care subiect a necăjit cel mai mult? La partea a treia, da, cu integrali. La ce notă speri? La 6. Ai făcut pregătire în prealabil? Nu. Și facultate? Păi dacă iau bacul, da. A fost greu, deci au fost subiecte greu de abordat. Nu știu cum o să fie notelor, cum o să fie mici. Mie să nu fie ca la anul. Ție personal, care subiect ți s-a părut cel mai greu? Mie personal, care subiect mi s-a părut mai greu? Sincer, la subiectul al treilea a fost cam greu. A fost cam greu la subiectul al treilea. În general, exercițiile au fost grele. Acum, nu știu, sperăm la o notă mai, nu foarte mare. Alaltări zice că nu-ți plac pronosticurile. Nu, acum? Nu știu, eu sper acum la matematică dacă mult, să zic, ar fi mult un 7. Mult, între 6, 6 și dacă. Nu știu, acum depinde. Sincer, sunt în momentul în care cred că se au doar note de trecere. A fost destul de greu, mai ales primul subiect. Nu știu să fac exercițiul 4, dar în rest am făcut cam tot. La ce notă sper? Cred că la un 8. Și față de limba română? Da, cam la fel, cam la același nivel au fost subiectele. La ce facultate intenționezi să dai? La Politehnică, la București. La polul opus se situau speranțele absolvenților de licee cu profil uman. Subiectele de la istorie au fost considerate în general accesibile, respectând întocmai programa școlară. Cotat cu cele mai multe puncte a fost al treilea subiect, care testa atât cunoștințele de istorie ale candidaților, cât și gândirea lor analitică. Ei au avut de compus un eseu despre perioada postbelică în România, războiul rece, tactici și decizii referitoare la politica externă a țării noastre în acea perioadă. Totodată, viitorilor sociologi li s-a cerut un punct de vedere cu privire la atitudinea regimului comunist față de războiul rece. Destul de ușor. Ce v-a picat la istorie? La eseu a picat din perioada stalinistă, adică Gheorghe Gheorghiu-Jde și Ceaușescu mai târziu, acțiuni care au fost desfășurate în această perioadă și cam atât. Păi nu a fost foarte greu, am avut la subiectul 3 un eseu despre România în perioada postbelică. A fost acceptabil, dacă învățai, cred că e ușor o notă de trecere. Una peste alta mai ușor decât la română? Da, a fost mai ușor, dar a fost mai mult de scris. A fost ok, a fost ușor, a picat relațiile internaționale la ultimul subiect. Și în principiu a fost ok, a fost în conformitate cu ce a trebuit să învățăm, cu programul. Candidații la bacalaureat mai au de trecut printr-o singură încercare, proba la alegerea profilului și specializării, vineri pe 6 iulie. Pe 8 iulie este programată afișarea rezultatelor pentru ca următoarele 3 zile să fie rezervate depunerilor și rezolvării contestațiilor. Rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie.